Este familia mea pregătită să-L întâlnească pe Domnul? În 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 11, găsim scris: în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Părinții, să studieze primul capitol din a doua epistolă a lui Petru. Aici este reprezentată perfecțiunea solemnă a adevărului biblic. Aceasta ne învață că experiența creștinului trebuie să fie una de creștere constantă, de câștig constant în îndurare și virtuți care vor întări caracterul și vor face potrivit sufletul pentru viața veșnică. Este privilegiul părinților și copiilor să crească împreună în harul lui Hristos. Cei care îndeplinesc condițiile prevăzute în cuvânt vor găsi măsuri depline pentru nevoile lor spirituale și pentru puterea de a birui. Domnul se așteaptă ca părinții să facă eforturi unite serioase în educarea copiilor pentru El. În cămin să fie cultivate harurile Duhului în toate căile lor, recunoscându-L pe Cel care prin sfințirea Duhului a promis că ne va face desăvârșiți în fiecare lucrare bună. Oare oamenii care au dedus o solie solemnă pentru iluminarea și mântuirea lumii vor depune efort puțin sau deloc pentru membrii familiilor lor care nu sunt convertiți la adevăr? Își vor permite părinții ca mințile să le fie absorbite de chestiuni nesemnificative, încât să neglijeze această întrebare extrem de importantă: este familia mea pregătită să-L întâlnească pe Domnul? Vor fi ei de acord cu marile adevăruri care reprezintă adevărul prezent pentru aceste zile din urmă? Vor fi interesați să vadă că acest mesaj ajunge la alte popoare și țări, în timp ce le permit copiilor lor, bunului lor cel mai de preț, să continue neavertizați față de pericolul în care se află și nepregătiți pentru viitor? Vor lăsa oare să treacă ani fără să depună eforturi hotărâte ca să-și salveze copiii, cei care au avut o lumină clară cu privire la datoria lor din cuvântul lui Dumnezeu și prin mărturia Duhului Său? Hristos așteaptă cooperarea agenților umani ca să poată impresiona inimile copiilor și tinerilor noștri. Cu o dorință intensă, ființele cerești tânjesc să-i vadă pe părinți făcând acea pregătire esențială pentru ca, împreună cu copiii, să îi rămână loiali lui Dumnezeu în conflictul care va veni și ca să intre pe porțile cetății lui Dumnezeu. Părinte Ceresc, ai milă de familia mea, ai grijă de copiii mei. Știu că de multe ori am greșit înaintea Ta, dar știu că înaintea Ta nimic nu este pierdut. Știu că Tu îi iubești atât de mult și trimiți Duhul Tău cel Sfânt să conducă inima lor spre adevăr. Îți mulțumesc pentru minunea pe care o vei face și astăzi în inima fiecăruia. Fii slăvit și lăudat. Amin.